Long time no vlog. Sunt în oraș, am avut o mini-ședință foto la care a trebuit să ne mișcăm, să zic, repejor, pentru că erau și alții programați după noi. Așa că am mers, am pozat o rochie de mireasă și acum sunt în parcare la Kaufland, urmează să mă duc să fac câteva cumpărături. Trebuie să zic că e ciudat să fiu din nou camera în mână și să fac genul ăsta de video, dar în același timp am simțit nevoia să revin cu genul ăsta de vloguri, pentru că uitându-mă în trecut la ceea ce am filmat de-a cursul anilor, sunt amintiri până la urmă, să nu mai zic anul trecut. Nu știu, nu sunt fan genul clipurilor în care să stau să fac un recap a ceea ce a fost într-un an, genul, nu știu, la final de an sau la început de un an nou sau chestii genul ăsta standard cumva și video clișei, ce cum ar veni. Dar chiar am făcut foarte multe anul trecut, de care mă bucur, și mă bucur și faptul că am vloguri în care am surprins multe din lucrurile care s-au întâmplat anul trecut în viața mea și la fel o să fie și anul ăsta. M-am tot gândit, măi, aveam un moment în viață în care, nu știu, făceam vlogurile într-un anumit fel, îmi plăcea să aibă acel element cinematico, chestii, habar n-am, dar am și pofta asta de a povesti uneori. Așa că rămâne să văd ce și cum o să readaptez în vlogurile care o să se întâmple anul ăsta. Momentan nu pot să zic că sunt întâmplări fabuloase la mine în viață. Se tot întâmplă chestii prin casă și e dezastru în toată casa. Deci singurul loc în care aș putea să filmez acasă e camera aia mea cu hainele. În rest nu prea pot să văd unicăieri. Sufrageria e întoarsă pe dos, bucătăria e întoarsă pe dos, coridoarele sunt întoarse pe dos, totul e întors pe dos pentru că se fac lucrări în două locuri și tot o să se mai întâmple lucrurile anul ăsta. Deci din punctul ăsta de vedere cam tot anul cred că o să am casa întoarsă pe dos până când apucăm să renovăm toate lucrurile pe care ne dorim să le renovăm și pe care o să putem până la urmă să le renovăm, pentru că niciodată nu știi ce se întâmplă, știi și cum. Da, acum că mi-am făcut pofta de vorbit, mă duc să fac niște cumpărături și în rest vedem ce se mai întâmplă. Las lucrurile să curgă așa de la sine și vedem pe câte zile se întinde vlogul ăsta, ce am de făcut, ce împărtășesc prin vlog și așa mai departe. Noutățile zilei sunt, adică este mai bine zis, ulei ăsta de la Moroccan Oil. Am luat varianta mare de 100 de mililitri. A venit gen la set cu ăsta micul de 25 de mililitri, e exact aceeași chestie, numai că e variantă mini. Și le-am prins la preț foarte bun, că dacă era să iau doar varianta mică era 90 de lei sau ceva de genul ăsta, dar așa cu 200 am reușit să le cumpăr pe ambele. Le-am găsit la Expert Beauty, deci nu știu, dacă sunteți curioși de ofertă, acolo am văzut că este și am mai văzut că erau câteva bucăți și pe EMAG. În fine, și în cutia asta mare au fost și plicurile astea, unul e șampon și celălalt este balsam de păr, o să le testez data viitoare când mă spăl pe cap. Mâine dimineață s-am dus o pisică la veterinar și în afară de asta e vineri și nu am foarte multe lucruri de făcut, o să am multe chestii de birou și chestii de acest fel. Prin urmare nu vreau să-mi stresez părul prea mult, nu o să-l spăl astăzi pentru că e încă relativ destul de proaspăt, acum nu pare din cauza rădăcinilor crescute, dar o să le rezolv și pe alea de îndată ce revine Moni la salon. Dar o să-mi pun niște ulei la vârfuri, că îmi place uleiul ăsta, l-am avut mai de mult, l-am primit la Timișoara Fashion Week în 2022, parcă, și aveam gen versiune mini de tot, de vreo 10 ml și să știți că și aia de 10 ml m-a ținut destul de bine. În rest, ce urmează să fac eu este rutina de seară, pentru că, hei, e seară deja, am stat la birou toată ziua, am editat pozele pe care le-am făcut astăzi și în rest nu am făcut mari lucru, am cam lenevit, am mai citit și cam așa s-a dus ziua mea. Și sincer nici n-am avut cumva chef să îmi fac cumva de lucruri numai acasă, am cerat apă video, deci asta pur și simplu a fost ziua mea. Am avut ședință foto, am ajuns acasă, am meditat, mi-am făcut restul de treabă pe care l-am mai avut, care a fost în principiu de birou, pentru că făcusem extra treabă zilele trecute și asta am avut doar de birou. În fine, mă pun acum să îmi spăl machiajul, am și aici un produs nou, o să vi-l arăt și pe ăla. E un produs care cumva nu necesită foarte multe bătăi de cap sau nu trebuie să te gândești sau să-l analizezi foarte mult, pentru că e pur și simplu o spumă de curățare. De pe o să o folosesc ca să-mi spăl machiajul, plus
burețelul ăsta coniac în formă de scoică. Încă e un pic moale pe partea asta. Din coadă văd că s-a uscat. Deja a rămas moale de ieri pe partea asta. În fine, pe asta totul folosesc de ceva timp și văd că încă se curăță destul de bine. Asta e de la Essence. Și asta de la Marabulu e noua sau cel mai proaspăt produs pentru curățarea feței pe care îl folosesc. Mi-a ajuns săptămâna trecută. E spumă de curățare a feței. Își face treaba. Eu mai am pe aici gelul ăsta de curățare de la Uriaj. Și tot așa sub formă de spumiță mai am și testerul ăsta pe care l-am primit de la cineva și inițial voiam să cumpăr și produsul, folosi ceva din el și mă gândeam cumva să nu iau produsul, dar între timp am primit spuma de la Marabulu și atunci își face treaba și atunci nu pot să zic că am pretenții la mai mult. A început din nou să cadă câte un fulg de parcă iarnă, dar de mâine e primăvară, e bine de știut. Ninge afară, de dimineață a fost ok și a plouat puțin, n-a fost așa o vreme din asta glumii. Am dus-o pe motănica la veterinar, am lăsat-o acolo, m-a și sunat între timp veterinara că a fost tot în regulă cu partea de sterilizare și undeva după ora 4 o să mă duc să recuperez pisica. Dar până atunci s-a întâmplat că mi-a ajuns curierul cu o comandă pe care o aștept de enorm de mult timp. Mi se pare că am așteptat enorm de mult timp după comanda asta, nu știu sigur de ce, poate din cauza că am pus-o fix după Crăciun și cumva cu toată nebunia de după sărbători, nu știu, poate a durat mai mult ca de obicei, sau nu știu, dar mi se pare că a durat mult. Dar în fine, a ajuns aici, este, am zis să o deschidem împreună cu voi, pentru că așa nu e ceva mare sau așa, atunci numai bine vă arăt în acest vlog ce se află în săculeț. Ok, în primul rând, mi-am mai luat niște lingurițe cu pisici. Să le scot de aici, din funguță. Eu mi-am mai luat, cred că tot de pe Shein sau de pe Timu. Nu mai știu sigur. Ideea e că am pus comandă ori pe Timu, ori pe Shein, e cam aceeași chestie. Mi-am luat lingurițe cu pisică și cred că v-am arătat în vlogurile trecute. E genul ăla de linguriță cu o pisică cu două mânuțe așa. Teoretic e o linguriță care se poate agăța de marginea ceștii. Chestia e că acea linguriță este micuță, e gen pentru ceașcă din aia mai micuță. Iar noi, având cafele la dimensiunea asta, asta e cana de azi dimineață, de aia e aici, de aia e murdară, folosesc tot linguri din astea cu coadă lungă. Văd că și astea o să se potrivească binișor. Și astea sunt pisicile. Hai că văd că focalizează bine pe ele. Asta de aici, da, asta este. Asta de aici seamănă cu motănica. O să vedeți pe motănica că în momentul în care o să recuperez de la veterinar, o să o ținem puțin în birou. Și aici avem un albuț. Am avut la un moment dat în viața noastră și un albuț care a plecat și nu a mai venit. Dar da, nu am putut să alegem modelul de pisică. Adică nu s-a putut alege modelul de pisică în momentul în care ai pus comanda. Pur și simplu ai comanda și ai văzut ce ți-a trimis. Bine, bănuiesc că aș fi putut să-mi iau mai multe, că au fost destul de ieftinuțe. E metal, bănuiesc că e inox și da, foarte simpatice. Vă dați seama că lingurițele astea cer o cafea. Facem cafea după ce vă arăt aici ce mi-am mai luat. M-aș putea, sincer, lipsi de săculeții ăștia individuali. Nu m-ar deranja să fie totul pus la un loc, că e destul plastic. Nu știu dacă vă mai amintiți voi, însă eu mai am așa ceva, topul ăsta, adică fix topul ăsta, doar că pe roz. Am văzut că au avut ceva reducere, nu știu dacă au fost reducerile pe care au ei de obicei sau că așa a fost el pur și simplu ieftin sau că a fost de perioada sărbătorilor sau că am avut eu ceva cupon pe acolo, habar n-am. Dar, pentru că mi-a plăcut foarte mult topul ăla și l-am purtat deja pe cel roz, am zis că mi-ar putea să îl mai am și pe alte culori, că e frumos. E așa cu o inimioară, cu perluțe și l-am luat pe alb și l-am mai luat, cred că și pe negru sau nu mai știu, dacă pe altă culoare. Dar probabil o să ajungem și acolo, dar până acolo văd că avem alte lucruri de scos din săculeți până ajungem mai departe.
Am în primul rând așa o cămașă. Este gen o cămașă cropped care are niște buzunari. Ce vorbesc aici? Are niște buzunare. Niște buzunare mai mari care teoretic vin deja undeva mai jos sub zona bustului. Teoretic aceste buzunare mari ar trebui să acopere zona bustului. În rest e pur și simplu o cămașă albă relativ simplă, atât doar că e cropped și cu detaliul ăla la buzunare care arată foarte fancy. După care mai am o cămașă albă. Nu mă întrebați ce am cu cămășile albe, dar aparent am ceva. Ah, ok, asta este cu un fel de decupaj aici. Mă, nu știu cât se vede că o țin așa și materialul se lasă lălui în partea aia, deci nu face prea mult sens, dar văd că are aici un elastic ca să stea cel mai probabil deasupra bustului și să nu se tot ducă. Dar cam asta e ideea și văd că are aici niște cusături care par ca și cum ar fi un corset. Deci e ca și cum e genul ăla de mâneci peste un corset, cam ăsta ar fi vibe-ul. Asta e mai crem, asta e mai crem și asta e alb pur. Cred că se și vede un pic pe cameră. Ten bit ar trebui să se vadă. Am ajuns și la celălalt și mi-am amintit eu bine. E varianta pe negru, am zis alb, negru și roz. E ceva excelent pentru zonele cromatice în care mă duc eu, pot să mă joc cu genul ăsta de topuri. Chiar mi se par simpatice, chiar mi-a făcut asta. E genul ăla de top pe care poți să le fie peste altceva. Ca și, nu știu, o piesă de layering, fie de sine stătător. Wait! Pardon. Aparent, ăsta cu pisici era set de două bucăți și eu mi-am luat două gen. Eu credeam că mi-au două lingurițe, dar aparent mi-am luat două seturi și aici mai am o tură de pisici. Deci, practic, am patru lingurițe cu pisici, ceea ce nu mă deranjează. Asta este un fel de gălbenuț, cumva. Un gălbenuț albuț. Adică e așa o pisică albă, îmbrăcată și are dungulițe pe coadă și pe căpuț cu galben. Și asta e tot un albuț din ăla. Genul ăsta albă e exact aceeași pisică ca și cealaltă. Dar foarte tare, pentru că chiar mă gândeam, oare de ce nu mi-am luat eu mai multe lingurițe în momentul în care am pus comandă? Și acum văd că de fapt stai, eu am două seturi. Când acolo eu credeam că m-am dat comandă de două linguri, de două seturi, de câte două bucăți. Bine, I'm not complaining. Avem noi o nebunie cu pisicile, așa că e bine așa. Și chiar nu a fost cumpărat, nu mai știu, un euro 75 sau ceva de genul. Până în 2 euro maxim a fost aparent setul de două lingurițe. Ok, wow, ok, e mega shiny chestia asta. E, wow, ce mișto se vede pe cameră, wow. Stai că pe cameră se vede, mai ales când bate și lumina din față, se vede mult mai bine decât o văd eu în realitate. Ok, mi-am luat și genul ăsta de situație, tot așa pentru a o purta în situații de layering. Și nu neapărat de layering, asta merge și așa de sine, stătător, că e așa foarte shiny, dar eu în principiu când am văzut am zis că bă, iau să fac niște ținute mai interesante. Intrăm acum în noul an, 2024, o să vină, nu știu, evenimente de modă, nu știu, visez și eu la chestii la care poate o să mă duc anul ăsta. Deci am zis, bă, vreau să am elementele care să mă ajute să fac niște ținute mai interesante și am mers pe situația asta. Deci mi se pare așa de lichid, așa lichidă culoarea asta, nu știu dacă vedeți voi, e ca și cum curge foarte mișto. Nu știu, e ceva. Și probabil că o să arate mișto și în poze. Nu știu dacă vrei să-ți faci o ținută mai șmecheră, să-ți faci niște poze, habar n-am știut. Și tot pe ideea asta mi-am luat și pe argintiu. Ok, asta nu e chiar așa, nu are impact la fel de mare precum cel auriu și asta pare mai mult cumva alb, mai ales pe cameră. Bine, e clar că se vede metalicul și situația metalică, dar e așa mai un o altfel de situație. Deci că e un alb sidefat, genul ăla de unghii cum am eu acum. Nu știu, așa perlate cumva. Dar arată bine și asta. Dar ăsta auriu. Super tare. Ok, și cu comanda am putut să mai aleg gen un produs din ăla extra pe care să îl iau la un preț super mic. Și mi-am luat un suport de laptop pe care încerc să îl dezlipez de aici. V-am zis, nu a fost o comandă mare sau ceva. În principiu doream lingurițele alea și în rest alte chestii pe care le-am văzut și mi-au plăcut și am zis hai că le iau și pe alea, ceva de genul a fost povestea. Căzut și o hârtiuță,
Însă ăsta așa ar fi suportul de laptop. Îl deschizi așa. Nu știu, se face și mai lat de atât. Nu, cred că asta este maximul. Îl pui aici, pac, pac. E relativ mic și laptopul meu e mic de altfel. Vedem. Ar trebui să țin, adică nu e cine știe ce, e o bucățică de plastic, dar laptopul meu e chiar micuț și ușor, că e varianta R și atunci e subțire, micuț, ușor. Deci da, ceva de genul. Îți pui laptopul și poți să-l pui la ce înclinație vrei ca să-ți fie confortabil pentru muncă. O să mă duc acum să-l testez. Ok. Acestea fiind spuse, am gătat și cu ce mi-a ajuns în momentele astea. Am aici niște sticăre din astea anti-alunecare. Am pentru toate părțile, și pentru față și pentru margini. Numai bine, mă duc și le pun și îmi testez și laptopul pe situația asta. Sau a nu lua geacă? Asta este întrebarea zilei și răspunsul este că nu am luat geacă. Sunt pur și simplu în cămașa asta. Bine, pe sub am un body. Este așa un body de culoarea pielii relativ și am un extra strat care să îmi țină de cald. Și am mers așa, tot înainte, că e soare și frumos. Mă simt de parcă e primăvară. Ne facem că nu știm că sunt 4 grade. Pentru că oricum, în principiu, o să merg cu mașina. Ies din mașină, mă duc în magazin. Ies din magazin, vin la mașină. Mă duc la salon unde astăzi o să filmăm un videoclip, gen parchez relativ destul de aproape de salon, mă duc în salon, mă întorc la mașină și da, cam viața mea astăzi o să se întâmple în jurul mașinii, deci nu o să stau să umblu aiurea prin oraș. Hai că mai dăm un strat de ruj înainte să o luăm din loc. Timp avem, o grămadă. Că am zis că mă duc înainte să fac cumpărăturile. Gen, am de luat câteva chestii din astea prin casă, gen lapte și alte mărunțișuri de acest fel. Am zis că pe astea pot să le fac repede înainte să mă duc la salon. Că acum nu e cald sau ceva, să zici, care vreo treabă dacă stau în mașină, că și în mașină stau cam ca la frigider, la temperaturile pe care le avem în prezent prin zonă. Dar, da... Asta de aici, burgerul meu de suflet de la Mac, este fresh de lux, îmi place că are sălățică, are roșie, e cu vită și mănânc aici în parcare, undeva în apropiere de salon. Inițial voiam să iau mâncarea după ce terminam treaba la salon, însă am văzut că m-am mișcat destul de repede și la Kaufland n-am mai făcut cumpărături mari sau ceva, că mi-am amintit că oricum o să avem drum miercuri în oraș. Și am zis că le iau atunci când nu sunt singură, ca să nu mă chinui eu cu cumpărături grele și prea multe. Așa că acum am luat doar chestii mărunte, strictul necesar, cum ar veni. Atunci am zis că hai că am timp să ajung și la Mac și m-am dus acum acolo, n-am apucat să mănânc astăzi nimic și atunci numai bine. Dar am zis că vin totuși până în parcare aici, ca să știu sigur că, ajung la timp și na, mănânc acum și după aia mă duc. E bine, suntem bine cu timpul. Ce miroase ceapă! Să ne povestești ce se întâmplă aici. Aici? Da. Ce să vă spun? Vom pregăti un platou cu pâine tradițională, cu soare, cu ceapă, cu boia. Așa. Aia tradițională de la magazin? Da, de viață de la țărani am luat-o. Ok. Acum nu știu dacă să spun exact. Știți că e de la țipari. Ok. Vedem dacă e aia bună. Știi că avem grață cu ungare. Așa. După aia vom face o filmare
în care vom participa eu și încă trei colegi, colegul celălalt a zis că nu participă, nu poate să vină sau așa, îmbrăcați în port popular cum vom tunde, pentru că joi este Unirea Mică, 24 ianuarie. Miercuri. E ok. Așa, și vreau să facem un filmare mai diferit un pic, cum se tund băieții și după aia servim cu ceva frumos. Cu pită cu un soare? Pâine cu un soare. Da. Pită, lasă să fie pită cu un soare. O țuică? Nu avem voie, am voie aici. Nu avem. Eventual oare să îl pui mai mototolit? Dar nu fac așa, trebuie să vin așa mai. Trebuie să pui și niște. Am ceapă, da.